Din nefericire, reabilitarea cetății și a dealului cetății din Deva nu a fost gândită ca un tot unitar, ci fragmentat. Monumentul în ansamblu are trei incinte, numerotate dinspre centru spre exterior, iar reabilitarea incintei principale, numărul 1, cetatea propriu-zisă, a început în 2007. Lucrări care nu sunt finalizate nici în zi de astăzi, iar fosta administrație locală a pierdut finanțarea din cauza nerespectării termenelor. După 3 ani de tergiversări, în sfârșit încep și lucrările de reabilitare a celorlalte două incinte, 2 și 3. Această cetate, și așa nu prea avem prea multe obiective, trebuie pusă în valoare. Din păcate, e o lucrare care a început cu stângul, să zicem, pentru că nu consider ca și constructor, nu ca și primar, cu o lucrare în ansamblu său trebuia să se împartă în două, incinta 2-3 și pe aia 1, dar sperăm să le punem într-un mecanism. Pentru incintele 2 și 3, ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în urmă cu o lună, iar valoarea estimativă a contractului este de 24,6 milioane de lei, fără TV. Durata proiectului cu finanțare europeană este de 50 de luni, începând cu 2010, anul semnării contractului de finanțare, urmând ca lucrările să se finalizeze în anul 2014. Proiectul prevede, pe lângă restaurarea zidurilor, a căilor de acces și a porților incintelor 2 și 3 și amenajarea unor spații de expoziție, a sălii artileriștilor, amplasarea unor sisteme moderne de iluminat, precum și prelungirea unei străzi a orașului până aproape de prima poartă. Pe durata lucrărilor, accesul turiștilor la cetate se va face doar cu telecabina, zona dealului fiind amenajare de șantier. Accesul turiștilor pe la poarta 1, deci accesul pietonal al turiștilor pe la poarta 1 este interzis cu desăvârșire, sunt și panouri de avertizare a turiștilor, este accesul interzis. Din păcate, încă mai au acces în cetate și constructorul întâmpină probleme destul de mari cu accesul turiștilor pe la poarta 1. Deci accesul turiștilor, vizitatorilor în acest moment, la monument, se face doar cu telecabina. În paralel cu reabilitarea, se desfășoară și lucrări de cercetare arheologică, știut fiind faptul că cetatea Devei, în totalitatea ei, este o zonă cu bogat patrimoniu arheologic, fiind inclusă pe lista monumentelor istorice.